Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaret și vă prezint un alt material despre orașe străvechi. Cele 5 orașe dispărute care au fost regăsite după secole de căutări și secretele lor. Orașe străvechi, dispărute și ulterior regăsite, reprezintă astăzi unele dintre cele mai apreciate obiective turistice. Ruinele acestor orașe străvechi sunt încărcate de istorie și tot mai mulți turiști sunt dornici să calce pe urmele unor civilizații anterioare. Odinioară glorioase și bogate, multe orașe antice au dispărut și au fost date uitării. În cazuri fericite, mai sunt menționate în texte antice. Singurele care mai povestesc despre aceste locuri legendare. Fie că vorbim despre război, dezastre naturale, schimbări climatice, de-a lungul timpului acestea au reprezentat motivul dispariției a orașe întregi și regiuni istorice. Oricare ar fi cauza, aceste orașe pierdute au fost uitate în timp până când au fost redescoperite secole mai târziu. De-a lungul vremii au fost organizate numeroase expediții pentru a le identifica. Cel mai căutat loc din lume este probabil Atlantida, dar șansele să fie descoperită par foarte mici. Pe de altă parte însă, există orașe dispărute care au fost descoperite. La fel ca Atlantida, au povești fascinante, pe care te invităm să le descoperi în rândurile de mai jos. Helike, orașul scufundat de Poseidon. Helike a fost un vechi oraș grec ce s-a scufundat noaptea în iarna anului 373 înainte de Hristos. Orașul se afla în Aceea, provincie romană, nordul peninsulei Peloponez, la 2 km de golful Corintului, în imediată apropiere a orașului grec Bura. Se credea că orașul ar fi o legendă până în 2001, când a fost descoperit în delta Helike. Orașul antic Helike, situat pe malul sudic al golfului Corint, la aproximativ 150 de kilometri vest de Atena, a fost fondat la începutul epocii bronzului, 2600-2300 înainte de Hristos. În secolul al VIII-lea înainte de Hristos, Homer a scris despre vasele pe care Helike le-a trimis în războiul troian, sub comanda lui Agamemnon. Până să fie distrus în secolul al IV-lea înainte de Hristos, Helike devenise o metropolă bogată și înfloritoare. Templul din Helike și sanctuarul lui Poseidon au fost faimoase în timpul Eladei clasice și au fost concurate doar de oracolul din Delphi, dincolo de golful Corint. Dar toate acestea aveau să se schimbe într-o noapte îngrozitoare din iarna anului 373 înainte de Hristos. Vreme de 5 zile, locuitorii orașului au privit uluiți cum șerpii, șoarecii, jderii și alte creaturi au părăsit coasta în fugă căutând un loc mai înalt. Apoi, în cea de-a cincea noapte, o coloană imensă de foc, astăzi cunoscută drept lumini de cutremur, a fost văzută pe cer, fiind urmată de un cutremur teribil și un val tsunami înalt de 10 metri. Câmpia coastei s-a scufundat și, odată cu prăbușirea orașului Helike, tsunamiul a dat năvală, trăgând după el clădirile și locuitorii. Orașul și zonele înconjurătoare au dispărut sub mare, împreună cu 10 vase spartane care fuseseră ancorate în port. Când un grup de salvare a sosit în dimineața următoare, nimic nu a mai fost găsit din orașul cândva măreț. Pentru că Helike fusese un centru renumit pentru venerarea lui Poseidon, zeul cutremurelor și al mării, vecinii invidioși au creat legenda conform căreia pedeapsa a fost trimisă de zeul furios, pentru că sanctuarul îi fusese pângărit. În urma dezastrului, fostul teritoriu al Helike a fost împărțit între vecini. Sute de ani mai târziu, un oraș roman a fost construit în acest loc și se pare că, la rândul său, a fost parțial distrus de un cutremur
în secolul al V-lea anno Domini. Vreme de secole după dezastru, scriitori antici precum Pliniu, Ovidiu și Pausanias au relatat că ruinele scufundate ale Helice pot fi zărite pe fundul mării. Omul de știință, astronomul și poetul grec Eratosthene, 276-194 înainte de Hristos, povestește despre o statuie din bronz a lui Poseidon în mărime naturală, scufundată într-o lagună din interiorul insulei, care încurcă adesea plasele pescarilor. În 1861, arheologii germani care au vizitat regiunea au găsit o monedă de bronz din Helice, înfățișând capul lui Poseidon, splendid redat. Însă nimic altceva nu a ieșit la suprafață din situl antic. Scriitorii din vechime au afirmat cu toții că rămășițele orașului zac sub golful Corint. Însă, vreme de zeci de ani, numeroase expediții l-au căutat fără succes. În 1988 a fost creat proiectul Helice pentru localizarea orașului pierdut, dar o sondare din 1988, realizată sub auspiciile acestuia, nu au scos la iveală nicio urmă. În 2001, la aproximativ un metru sub noroi și pietriș, cercetătorii au descoperit ruinele unor clădiri clasice care s-au dovedit a fi rămășițele orașului Helice, distrus de cutremurul din 373 înainte de Hristos. Locația ruinelor este la aproximativ 800 de metri în interiorul teritoriului, ceea ce explică de ce nimeni nu le-a găsit în mare. Analizele organismelor microscopice conservate în stratul de argilă fină care acoperea clădirile au scos la iveală faptul că situl fusese înnecat de o lagună de mică adâncime, care, în cele din urmă, a fost acoperită de mâl. Descoperirea scoicilor și a resturilor de alge în sit reprezintă dovezi că ruinele orașului Helice s-au aflat probabil la un moment dat sub mare. Mulți cred că soarta tristă a acestui oraș cândva grandios a inspirat legenda Atlantidei. Prima dată menționată de filozoful atenian Platon la câțiva ani după cutremurul din Helice, în 360 înainte de Hristos. Un documentar al BBC Horizon, Helice, The Real Atlantis, realizat în 2002, susține tocmai această teorie. Zona din jurul anticului Helice este una dintre cele mai active din punct de vedere seismic din întreaga Europa și cel puțin 4.000 de așezări antice au înflorit aici și au fost distruse de cutremure. Așadar, nu surprinde pe nimeni faptul că orașul antic a fost centrul unui cult dedicat lui Poseidon, zeul cutremurelor. În iunie 1995, în timp ce echipa proiectului Helice lucra în zonă, s-a produs un cutremur de magnitudine 6,2 pe scara Richter, omorând 10 oameni din orașul vecin Aigion și demolând un hotel în Helice, unde și-au pierdut viața alți 16. Dr. Steven Sauter a cules multe descrieri ale ciudatelor evenimente ce au precedat acest cutremur, care se aseamănă cu relatările anticilor despre cutremurul care a distrus Helice. Oamenii au auzit vântul șuierând cu putere, câinii urlând lugubru, au avut loc explozii subterane, s-au văzut lumini ciudate și mingi de foc pe cer. Pescarii locali au văzut o mulțime de caracatițe și, în noaptea dinaintea cutremurului, pe drum au fost găsiți numeroși șoareci morți, călcați de mașinile care încercau să fugă în munți. Aceste incidente amintesc de comportamentul animalelor în cazul tsunamiului din 2004, care a lovit Sri Lanka, sudul Indiei și Thailanda, fiind provocat de un cutremur de magnitudine 9,15 pe scara Richter, care s-a produs în Oceanul Indian. În Sri Lanka, unde zeci de mii de oameni și-au pierdut viața, animalele au fugit în interiorul teritoriului, înainte de valul uriaș.
Experții cred că animalele posedă un al șaselea simț, cu ajutorul căruia percep dezastrele naturale. Acest lucru este cu siguranță sugerat de comportamentul lor dinainte de cutremurele din Helie. Castelul medieval din Africa. La începutul secolului al XVI-lea, exploratorii portughezi au început să raporteze că au auzit legende cu privire la existența unui castel în Africa. Băștinașii le-au povestit exploratorilor că pe teritoriul de astăzi al statului Zimbabwe se afla o fortăreață de piatră care se înălța peste copaci. Localnicii îi spuneau Simbawe și nici măcar ei nu știau cine a construit-o. La aflarea poveștii, exploratorul João de Barros scria acasă: "Nu există niciun document care să menționeze când și de către cine au fost construite edificiile, deoarece localnicii nu cunosc scrisul. Ei spun că orașul este opera necuratului, deoarece omul nu ar fi avut cunoștințele și capacitatea să construiască un asemenea edificiu. Timp de câteva secole, europenii au crezut că Simbawe era o simplă legendă. Apoi, în secolul al XIX-lea, orașul a fost descoperit. Exploratorii au fost uimiți să găsească un castel impresionant, cu ziduri de piatră de peste 11 metri înălțime. Castelul a fost construit în jurul anului 900 de o civilizație africană despre care nu se știe nimic. Ce se știe însă, cu siguranță, este că această civilizație era extrem de bine conectată cu întreaga lume. În fortăreață au fost descoperite artefacte dintr-o mulțime de locuri. Monede arabe, ceramică din Persia, dar și artefacte originare din China, din timpul dinastiei Ming. Fortăreața din Zimbabwe e mai mult decât un castel. Este dovada faptului că o civilizație africană uitată folosea rute comerciale care duceau în cele mai îndepărtate zone ale lumii. Sigiria, a opta minune a lumii. Unul dintre cele mai impresionante orașe dispărute este Sigiria, aflat pe teritoriul statului Sri Lanka. Pe platoul unei stânci gigantice, care se ridică la peste 200 de metri deasupra junglei, se află un palat ca de basm. Ca să ajungi la el, trebuie să urci scări impunătoare, care trec prin gura unei statui gigantice în formă de leu. Exteriorul stâncii este decorat cu fresce colorate, iar grădinile luxuriante din Sigiria sunt unele dintre cele mai vechi din lume. Întrebarea firească este, de ce a fost abandonat un loc atât de frumos? Motivul stă chiar în povestea acestei construcții grandioase. În secolul V, regele Kasapa hotărăște să construiască o fortăreață de neatacat, de unde să poată supraveghea orice mișcare. Mai exact, a construit un fort și un palat la 200 de metri deasupra solului, pe magma unui vulcan erodat în mijlocul junglei. Scările de piatră duceau la somptuosul palat cu grădinile sale sub paza puternică a supușilor săi și la monumentalul leu de piatră, după care a fost botezată stânca și din care astăzi au rămas doar labele. În jurul palatului au fost construite mai multe rezervoare pentru a colecta apa de ploaie, ceea ce garanta apa potabilă chiar și în cazul unui asediu de lungă durată. Sigiria era locul perfect pentru a crea un oraș sub forma unei cetăți. Așadar, Kasapa a hotărât să-și construiască aici palatul. Când a fost gata, cetatea era una dintre cele mai impunătoare din lume. Din păcate însă, Kasapa n-a apucat să se bucure prea mult de Sigiria. La scurt timp de la finalizarea construcției, regele a fost atacat de fratele său, Mogalana. Părăsit de armată, Kasapa a fost învins, iar castelul Sigiria a fost cucerit. Apoi, pentru că era simbolul exceselor lui Kasapa, locul a fost abandonat.
După moartea regelui Kashyap, palatul a fost transformat în mănăstire budistă și a fost folosit ca atare până în secolul al XIV-lea. Intemperiile timpului l-au erodat până în anii 1800, când Lion's Rock a fost redescoperit de arheologii britanici, care doreau să-i exploreze secretele. Unul dintre aceste secrete este o galerie de desene erotice pe stânca de la poalele Sigiria, precum și numeroasele grafiti sculptate de vizitatorii săi. Rămășițele regatului dinastiei Moria atrag multă atenție din partea turiștilor, mai ales din 1982, când Sigiria a fost inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din Asia și Oceania. Leptis Magna, orașul roman îngropat în nisip. Leptis Magna, cunoscut și sub denumirile Lectis Magna, scris uneori Lepcis Magna, Lipi sau Neapolis, a fost un oraș important al Imperiului Roman. Ruinele sale se mai pot vedea la Alcums, Libia, la 130 de kilometri est de Tripoli, pe coasta unde Wadi Lebda iese la mare. Acest sit arheologic prezintă unele dintre cele mai spectaculoase și bine conservate ruine romane din zona mediteraneană. Se pare că orașul a fost fondat de coloniștii fenicieni în jurul anului 1100 înainte de Hristos, deși nu a fost cunoscut până când Cartagina a devenit o putere dominantă în bazinul Mării Mediterane, în secolul al IV-lea înainte de Hristos. În mod oficial a rămas sub protecția Cartaginei până la sfârșitul celui de-al treilea război punic, în 146 înainte de Hristos, iar apoi a devenit parte a Republicii Romane, deși, începând cu anul 200 înainte de Hristos, era un oraș independent din toate punctele de vedere. Leptis Magna a rămas astfel până în timpul domniei împăratului roman Tiberius, când orașul și împrejurimile sale au fost încorporate oficial în Imperiu ca parte a provinciei romane Africa. În curând a devenit unul din orașele principale ale provinciei și un punct comercial important. Leptis Magna a obținut un renume important începând cu anul 193, în timpul domniei împăratului Lucius Septimius Severus. El s-a ocupat în mod special de orașul său natal, iar clădirile și îmbunătățirile pe care i le-a adus au făcut din Leptis Magna al treilea oraș ca importanță din Africa, concurând cu Cartagina și Alexandria. În anul 205, Septimius Severus și familia regală au vizitat orașul și au fost primiți cu mari onoruri. Reformele lui Septimius Severus au vizat construirea unui nou forum impresionant și refacerea docurilor. Portul natural avea tendința de a se scufunda, iar reformele lui Severus chiar au înrăutățit acest lucru. Doar pontoanele estice sunt extrem de bine păstrate, deoarece erau foarte rar folosite. Leptis Magna s-a extins mult în acea perioadă. În timpul crizei secolului al III-lea, comerțul a scăzut considerabil și la fel s-a întâmplat și cu importanța lui Leptis Magna. Pe la mijlocul secolului al IV-lea, mari suprafețe din oraș au fost abandonate. Ammianus Marcellinus menționează constanta agravare a crizei datorită unui guvernator roman corupt, Romanus, în urma unui raid tribal care cerea impozit pentru a proteja orașul. Orașul distrus nu a putut plăti și s-a plâns împăratului Valentinian. Atunci Romanus i-a mituit pe judecători și a aranjat ca mesagerii leptani să fie pedepsiți pentru aducerea de false acuzații. Orașul s-a bucurat de o mică renaștere începând cu domnia împăratului Teodosius I. În anul 439, Leptis Magna și restul orașelor din Tripolitania au căzut sub dominația vandalilor, când regele lor, Gaiseric, a cucerit Cartagina de la romani și a făcut o capitală proprie.
Din nefericire pentru viitorul lui Leptis Magna, Gaiseric a ordonat demolarea zidurilor cetății, ca să îi împiedice pe locuitorii săi să se revolte împotriva conducerii vandale. Locuitorii și vandalii au plătit ambii un preț mare pentru aceasta în 523, când un grup de călăreți barbari au invadat orașul. Belisarie a recucerit Leptis Magna în numele Romei 10 ani mai târziu și în 534 a distrus regatul vandalilor. Leptis a devenit capitala provincială a Imperiului Roman de Est, vezi Imperiul Bizantin, dar nu și-a revenit niciodată de pe urma distrugerilor provocate de popoarele barbare. A fost locul unui masacru al conducătorilor barbari, comis de către autoritățile romane în 543. În momentul cuceririi arabe a Tripolitaniei, în anii 650, orașul era abandonat, cu excepția unei garnizoane bizantine. Leptis Magna a stat aproape 1200 de ani îngropată în dunele de nisip. Apoi, în secolul al XIX-lea, arheologii l-au descoperit. Datorită climei, orașul este extrem de bine conservat. Aici mai pot fi văzute și acum anfiteatrul, băile, o bazilică și un circ. Nisipul a păstrat atât de bine construcțiile încât arată aproape la fel ca în vremurile de glorie. Situl arheologic Leptis Magna a fost înscris în anul 1982 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Orașe pierdute, orașe uitate, orașe dispărute. Orașele antice uitate de vreme au făcut deliciul publicului în secolul al XIX-lea. Oamenii și vânătorii de comori au căutat El Dorado, lumea ascunsă sau alte orașe fanteziste. Unii au mers atât de departe încât au inventat astfel de orașe utopii. Fanteziste, demne de filmele SF ale vremii sau chiar avangardiste, acestea au întruchipat dorința omului de a face parte din istorie. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi și vă aștept și data viitoare. Pe curând!